Weekend de sărbătoare la Corbu, mărțișoare de la mărțișor, a fost evenimentul care a marcat inaugurarea unei săli de pregătire pentru copiii din ansamblul folcloric al comunei. Formații din comunele limitrofe, dar și din județul Argeș, au fost invitate la acest eveniment, iar fiecare a pregătit programe artistice foarte apreciate de public. Înființat în 2002, ansamblul folcloric Mărțișorul este considerat o bijuterie a comunei. Alături de coregraful Nichita Dragomira, tinerii olteni au reușit să prezinte lumii întregi cultura și tradițiile satului oltenesc. Primarul comunei a investit în fiecare an în promovarea acestor componente, ținând aproape atât copiii cât și părinții și școala. Sunt în 2002 aici cu acest primar extraordinar, că lucrurile să fie foarte clar. Nu mă interesează campaniile, dar dacă un primar vrea să facă ceva vrea, degeaba am eu idei artistice dacă n-am un primar de talia lui Dinuț. Am trecut prin foarte multe etape, că orice ansamblu are și usuiușul și coborușul, dar performanțele noastre au fost formidabile, ajungând și în străinătate. Copiii ansamblului Mărțișorul sunt laureați al festivalelor din Republica Macedonia, Bulgaria, Italia de vreo două ori, iar vreo cinci copii de la Corbu au făcut parte, au stat o lună și jumătate la Shanghai, în China. Am reușit să țin părinții aproape de mine, școala. Vreau să vă spun că hăilășau de la Corbu chiar s-a auzit la Shanghai. Ansamblul folcloric Mărțișorul va participa și în acest an la diferite concursuri de dansuri populare și de căluși, atât la nivel județean cât și național.